Alex, ai dat un gol, dar totuși înfrângere, prima. Salut, da, prima înfrângere. Din păcate, am vrut să avem un sezon, să zic așa, cu 30 din 30. Greu s-a văzut, un lot decimat, să zic așa. S-a văzut că n-am avut schimbări, băieții, din păcate, s-au accidentat. Am avut ieri la satelit, s-au accidentat. Dar totuși am tras, am revenit de la 1-0, am condus 2-1. S-a văzut greșelile de poziționare. Din păcate, asta e, dar ce e bine că avem avans mult în față. Credeți că mai e vreo șansă totuși să vă prindă după tine? Nu cred că mai are nicio echipă șansă să ne prindă, adică sunt prea multe puncte, cred că sunt undeva la 15 puncte și mai sunt 10 etape. Adică băieții o să revină de accidentări, sunt plecați puțin și în concedii, cred că o să ne revenim. Ați mai avut la vreo partidă fără, ați mai jucat vreo partidă fără vreo schimbare? Am mai avut partide, chiar etapa trecută am avut cu Rossoneri, dacă nu mă înșel. Dar s-a văzut că am fost odihniți. Atunci am bătut, acum și băieții au avut un loc puternic, s-a văzut prosperitatea fizică mai ales. Dar ce să facem? Mergem înainte, ne bucurăm de fotbal, la victorie. Ce s-a întâmplat? Te au mai sărit nervii în aer? E greu când orice echipă cred că vine mult mai montată și motivată când joacă cu un lider care n-a avut nicio înfrângere până acum și cred că toți, să zic așa, au dorit să ne pună probleme. Și băieții plus că se bat și ei la promovare. Probabil obiectivul siguranței e promovarea, v-ați făcut planuri deja pentru Liga a doua? Da. Am vorbit deja cu băieții, deja am vorbit câteva transferuri să ne facem mai puternici pentru sezonul următor. Dăm înainte, vrem și să facem figură frumoasă și viitorul sezon. E frumos la Victorie. Asta vreau să te mai întreb, cum e Victorie ca competiție, cum o vezi tu? Păi având în vedere că e al treilea nostru sezon aici, primul sezon a fost acomodare, al doilea de, să zic așa, construirea lotului și acum se vede că aproape suntem campioni. Deci, din ce în ce ne punem pe picioare, vrem să fim cât mai puternici, vrem să facem o figură frumoasă, vrem să promovăm sportul prima dată în rândul tinerilor, că se vede că echipa noastră, să zic așa, are o medie de vreo 24 de ani de vârstă, toți studenți. Ce să facem? Îmbinăm facultatea, munca și sportul. Mersi și bine!